Până dimineața. Bună dimineața, dragilor! Încă n-am apucat să vorbesc cu voi. După cum ați văzut, ne-am trezit. Îmi pare rău de partea de la început, că era întuneric și camera nu a filmat tot așa decât cu purici. Am ochelari pentru că am stat pe telefon un pic și m-am trezit de dimineață cu ochii în lacrimi și mă dreau ochii. Am zis să-mi pun un pic ochelari dacă tot stau pe telefon. Am stat pe telefon și am căutat niște cizmuliții de cauciuc pentru Milada. S-a anunțat numai ploi și deja au plouat de multe zile și s-a anunțat numai ploi. Milada, îi plac ochelarii mei foarte mult. Și până la urmă am găsit niște cizmuliți, încă nu i-am dat comandă, că nu sunt sigură. Vreau să mă mai uit un pic, dar da, e planul să-i dau comandă din niște cizmuliții. După cum ați văzut, am făcut curățenii. Eu nu fac curățenii de obicei în weekend. Doar dacă nu am apucat să fac în timpul săptămânii, mai ales duminica nu fac, dar avem musafiri la ora 10, acum e 8 și un pic, avem musafiri, vin la noi, o să vine Lucian cu familia, îl știți pe Lucian, care noi facem video despre Dumnezeu, o să urmezi în curând oricum video și cu el, abia aștept. Da, și cum spuneam, de asta o trebuie să fac curat, dar de obicei după ce mă trezesc și mă spăl pe dinți cu Milada și așa, cobor în jos și mă apuc de mâncare. Acum o să mă apuc de mâncare că am terminat de curățat și m-am luat un pic telefonul și nu trebuia. David, Iisus face un duș și Milada e cu mine. Iar dacă nu o să apuc să mai filmez, că nu știu, pânci mănânc, pânci una alta, Milada o să adormă la ora 10, că s-o trezi la 7, deci după 3 ori mereu adormi, primul somn. Și apoi eu mă pregătesc de musafiri. Mă schimb un alta, mi-am lăsat o bluză pe mine, că mi-era frig la bucătărie. Dar da, cam asta o să fie, o să pun prima dată la somn. Și apoi, cred că o să mai continui un pic vlogul și după ce termină dimineața, pentru că nu am filmat atât de mult. Am vorbit o grămadă, oricum. Cred că îl întreb pe David ce vrea să mănânce. Adică noi niciodată nu mâncăm la fel aproape, rar se întâmplă să mâncăm la fel. El ba vrea dulce dimineața și eu vreau sărat.
De exemplu, el vrea să mănânc cereale sau un corn sau ceva culoace așa și eu vreau să mănânc ou, nu știu, fasoli din ăsta așa plin, un mic dejun plin. Ba, exact, eu vreau să mănânc cereale și el vrea să-i fac ou sau omlete sau din astea. Nu știu, Milad a început să mănânci cereale, nu, cereale care mănânc eu, cielifini, porridge. Se cheamă... Am să vă arăt cutia, oricum, pot să-i dau în cartea care eu am scris, pot să încep să-i dau cereale din alea și mă bucur că îi plac, sunt cereale alea fine de ovăz, tot porridge. Vreau să urci pe masă. Mileado, nu mai știu dacă vreau să vă povestesc ceva, dar cred că asta era tot ce vreau să vă spun. Vreau să vă mai spun că în momentul când ea doarme, Milada, de obicei, doar de asta spun că rutina asta nu e rutina noastră normală, dar asta e. Dacă am vrut să filmez acum, o să filmez cum e astăzi, nu o să mă schimb. De obicei, când Milada doarme și weekend, eu acum citesc din Biblie sau dacă am început altă carte, citesc acea carte, dar în perioada asta de la 10, chiar doarme până la 12 jumate, 1, cam așa. E timpul meu în care mă relaxez. Și asta fac și în timpul săptămânii acum. Chiar dacă îi Davi la muncă și sunt mai eu cu ea, strâng repede prin casă dacă am ceva și apoi mă relaxez, beau un ceai, o cafea, suc și citesc. Sau întâi încep și mă relaxez dacă nu am chef de treabă și după ce m-am relaxat, mai vine cheful de treabă pentru că am perioada asta de 2-3 ore în care ea doarme și pot să fac. Dar și acum chiar mă duc la bucătărie să mă apuc de mâncare. Eu cred că o să fac o salată să văd dacă David vrea cu ton. Și nu la dau să pregătesc niște lapte cu cereale și gata. Beautiful. Dad, let's go. Nu am mai filmat pentru că am avut musafirii. Zi, 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 zi. Milada s-a trezit. Zi, 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 zi. Deci, dacă s-a trezit la 7, doarme din nou la 10. S-a trezit la 12, exact când a plecat musafirii. Va dormi când a venit musafirii, s-a trezit când a plecat musafirii. Și când trezești din al doilea somn, atunci eu o schimb, după cum bine știți. Asta e rutina noastră, de când ea s-a născut și are așa un program. Și acum am zis, pentru că nu am filmat așa mult, să vă iau cu noi. Vrem să mergem la un magazin care are produse de la fermă. Da! Dar am vrut să vă arăt întâi pe maimuțica asta. Ce faci cu telefonul meu?
That's my phone. That's my phone. Am zis, fragerii, cum spuneam, când vă arătam pe Milada, acum mergem la magazinul acela, produse de la fermă, Farm Shop se cheamă, un fel de piață, dar e magazin, pentru că, cum am zis, nu am filmat atât de mult, asta e o rutină dimineața mai specială, de obicei nu prea avem o să fie, dar a fost super fain. Eu mi-am luat această rochie, care e pe corp, cu dresuri, și mi-am luat și puloverul ăsta, că e și fric, dar mi-am luat și mi-acoperi, că asta e pe corp, cum am spus. Prefer să port o chestie gen de șan doar două, pentru că cele care sunt, stați să vă dar până la pe scări, nu, cele care vin mai largi pe mine mă fac mult mai mari, deci dublă, și așa m-am lățit foarte mult în șolduri, la mine, dar n-am pățit așa, în șolduri, în spate, s-o oprit când mi-avea memorie, cum spuneam, mi se pare că m-am lățit tare mult în spate, în șolduri, partea la coapsi, partea superioară și la Milada a fost aceea, dar la Milada nu am fost deloc. Nu m-am lățit așa mult în bazin, cum ar veni aici, în șolduri. În fine, nu contează. Da, deci de asta prefer să port rochii care vin un pic mai strânsi, dar bineînțeles că mi-au ceva larg deasupra ca un pullover sau ceva. Dar și acum ne încălțăm. Milada deja și-a adus papuții. Where are you going? Come here, Milada. Bubinco, let's go, let's go, let's go, let's go. Yeah. Am ajuns de la magazin, de la magazinul de la fermă. Vreau să vă arăt repede ce am luat. Am luat niște piersici. Stați un pic să dau mai jos. Am luat piersici. Am luat morcovi, că nu aveam. Vreau să fac o supică. Opa. Am luat și ceapă, am luat două cepi mari, tot așa că nu aveam. Am găsit și un pate de macrou. După cum știți, noi tot mai mâncăm pești, mi s-a părut interesant. Am luat și un din ăsta. Nei, nei, nei. Apoi aici am luat Mary pentru apple crumble. Astea sunt anume pentru plăcinta cu piersici care am făcut-o, dar normal se face cu Mary și astea sunt mele care se folosesc. Aici am luat pentru David niște ridichi, el îi mănâncă așa goale, eu nu prea mă omor cu ele, sincer. Și am mai luat un borcan de gem, de zmeură. Și toate astea au fost 13,50 lei. Că tot sunt la capitolul ăsta, vreau să vă arăt și prosoape de bucătării faine mi-am luat. Este de la firma asta Plusi, nu știu cum să spune. Sunt 100% din coton. Și ăsta e cu bicicletii. Nu l-am desfăcut, bă. Și ăsta e cu brăduța, nu știu, așa pare. Pare un pic așa de Crăciun mai mult. Dar mi-a plăcut tare mult și sunt foarte mari. Stai să-l desfac pe ăsta. Să vă arăt. Eu când am luat era 6 lire 1, acum e 12 lire 1, dar e foarte mare și foarte fain. Da, da, Milada nu mă lasă să vă arăt. Wow! Sunt atât de frumoase că nu-mi vine să le folosesc în bucătărie, sincer, să vă spun. Și tot așa de la compania mea, de la Hollandia American, adică compania mea, de la unde unde lucrez eu, mi-am luat aceste migdalii în ciocolată, 2 kg. Așa arată. Sunt imense, sunt foarte buni. Da, și mi-am dat și cu învelit în iaurt, dar încă nu mi-au venit. Tu nu ai voi, nu ai voi, nu ai voi.
Cred că o să mă apuc să fac o supă acum. Fac pe Pinterest o supă și apoi vă arăt ce supă am făcut. Pentru supă o să folosesc aceste iței, ceapă, cartofi, conopidă, morcov, păstârnac și dovlegel. Iar acum o să pun un timelapse, o să spăl, curăț, li tai cuburi, li călesc mai întâi în puțin unt sau ulei și apoi li las la fiert. Și o să dau și una din asta, din legume. Trebuie să pun în ciorbi, în supi, în din astea, ca să-i dea un pic mai mult gust. Și asta e supa mea de legume. Da, mama? I'm coming. Da, cam asta a fost video de astăzi. Un pic cam scurt, dar nu puteam să lungești mai mult viața ta, că e rutina de dimineață. Nu avem o rutină complicată. Astăzi a fost un pic mai specială pentru că am avut musafir. Dar în rest trezim, mâncăm, îi spălăm și apoi Mila da doarmi. Dar și bineînțeles, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne dați un like, iar eu până data viitoare vă pup. Pa!